Domnul Dan Mihalache, ambasadorul României la Londra, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule ambasador, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și bună ziua tuturor celor care urmăresc PS News. Domnule ambasador, de ce documente vor avea nevoie românii care intenționează să-și continue șederea în Marea Britanie și după Brexit? Bun, e o discuție un pic mai largă și eu vreau în acest context să dau câteva mesaje de asigurare și reasigurare asupra faptului că principala preocupare în discuțiile noastre cu autoritățile britanice în materie de Brexit este să garantăm statutul cetățenilor români care trăiesc, muncesc, studiază în Marea Britanie. Și cred, din acest punct de vedere, că am ținut destule lucruri și că există premisele ca statutul lor să fie garantat. De altfel, noi am încercat să facem campanii de informare, le găsiți și pe site-ul ambasadei, le găsiți și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina de Facebook a secției consulare. Nu cred că trebuie să creăm, să spun așa, o foarte mare isterie în jurul statutului cetățenilor români, pentru că premisele sunt pozitive. Mai mult decât practic n-au de ce să se îngrijoreze, să înțeleg. Nu au de ce să se îngrijoreze. Recomandarea pe care eu o fac cetățenilor români este să își regleze actele, fie că e vorba de contract de muncă, fie că e vorba de permis de reședință, în raport cu autoritățile britanice, pentru că aceste acte le vor permite ulterior să dobândească acel settled status de care discută autoritățile britanice într-o formulă sau alta, pentru că sunt diferențe între situația în care se ajunge la o înțelegere, la un deal, cum se spune în Marea Britanie, cu Uniunea Europeană, sau în care va fi o variantă no deal, deci fără înțelegere. De asemenea, dreptul la liberă circulație și într-un caz și în altul, și de deal și de no deal, este prevăzut pentru o lungă perioadă de timp în baza cărților, cărții de identitate pe care cetățenii români au. Deci nu va fi nevoie după momentul efectiv al intrării în vigoare a acordului de ieșire să aibă pașapoarte, fie că e vorba de anul 2021, fie că e vorba în cazul unui nou deal, fie că e vorba de anul 2025. De ce spun aceste lucruri? Pentru că, în bună măsură, știți cum e într-o comunitate, zvonurile circulă, fiecare, cel mai bine, fiecare înțelege ce vrea, lucrurile se amplifică și atunci se creează temeri care nu au neapărat un fundament în realitate. Deci, pe de o parte, libera circulație în baza cărților de identitate este un drept de care cetățenii europeni, inclusiv cei români, vor beneficia în continuare, pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă, 2021 sau 2025, în funcție de calendarul ieșirii, pe de altă parte și dreptul la muncă, sigur cu anumite rigori mai severe în ceea ce privește, să spun așa, raporturile de muncă, contractele și așa mai departe. Deci să înțeleg că nu vor avea nevoie de pașapoarte. Nu vor avea nevoie de pașapoarte în perioada următoare. Eu spun acest lucru și pentru că s-a creat o presiune, un vârf de sarcină la începutul acestui an, în care toată lumea vine la secția consulară să își facă pașaport, ceea ce nu e un lucru rău, dar uneori avem probleme în a gestiona
să spun așa, fluxul crescând de cere. În ceea ce privește dreptul la muncă, acum eu nu sunt atât de sceptic cum se prezintă uneori lucrurile, pentru că aici e o relație cu bivalentă. Nu doar românii merg în Marea Britanie pentru a câștiga mai bine, dar și economia britanică are nevoie de forță de muncă până la urmă și peste tot pe unde am fost eu, că e vorba de Londra, că e vorba de Scoția, că e vorba de Manchester, valoarea adăugată pe care românii o dau în economia britanică e apreciată. Universitățile din Marea Britanie au nevoie și ele de studenți. Avem aproximativ 9.000 de studenți români care învață în Marea Britanie. Avem un număr impresionant cred că tot în jur de 9.000 de cadre medicale, doctori, asistente, care lucrează în Sistemul Național de Sănătate din Marea Britanie. Și această nevoie de forță de muncă nu va înceta odată cu Brexit-ul. Deci probabil că și pe termen mediu și lung se vor găsi soluții ca acest lucru să funcționeze în continuare, pentru că altfel chiar economia Marii Britanii va fi afectată. Dar câți români sunt acum în Marea Britanie? Bun, sunt cifre diferite în funcție de sistemele de raportare, ca să spun așa. La autoritățile locale sunt înregistrați 411.000 de români, dar noi estimăm cumva că avem o jumătate de milion. O cifră destul de mare. Cu fluctuațiile de rigoare, vin, pleacă, unii sunt lucrători sezonieri, alții sunt membri ai familiilor, e undeva în jur de jumătate de milion comunitatea românească din Marea Britanie. Dar e o cifră în scădere sau în creștere? Adică bun, mai vin români în Marea Britanie? Aici, într-un fel, este un paradox, pentru că deși Brexit-ul stârnește îngrijorări, nu datele, cel puțin pe care le-am văzut eu pentru ultimul an și cele două luni în acest an, nu indică vreo scădere considerabilă a numărului românilor care continuă să vină. Nu putem spune nici că e vorba, a scăzut oarecum, dar în parametri nesemnificativi din punct de vedere procentual, să spun așa, nu e vorba nici de o oprire a tendinței de a veni în Marea Britanie, nici de un regres, nici de o inversare a tendințelor în sensul că oamenii s-ar întoarce din Marea Britanie în România. Spre deosebire de comunitatea poloneză, unde îmi spun colegii că tendința începe să se inverseze. Deci România oricum, românii sunt reprezintă a doua comunitate, nu? Din punct de vedere al Europei, european, da. A doua comunitate după de cetățeni europeni după Polonia. Da. România va fi afectată în vreun fel de ieșirea Marii Britanii din UE? Bun. România va fi afectată în sensul că noi am avut în Marea Britanie un partener și avem în Marea Britanie un partener foarte solid și o foarte bună cooperare în câteva domenii care sunt cheie pentru securitatea României, în domeniul militar, în domeniul apărării, în domeniul schimbului de informații, în domeniul serviciilor, în domeniul polițienesc
Și din acest punct de vedere, sigur că absența Marii Britanii în sistemul de decizie al Uniunii Europene este o pierdere pentru România. Și tocmai de aceea noi ne-am pronunțat la nivelul tuturor autorităților statului pentru o relație foarte strânsă cu Marea Britanie la nivelul Uniunii Europene și de altfel cred că este poziția care e susținută și în cadrul Consiliului Uniunii Europene. Dar care este rolul României, având în vedere că noi suntem, țara noastră practic deține președinția Consiliului UE, fix în această perioadă în care se... Eu văd aici două roluri posibile, sigur în funcție de scenarii, pentru că deocamdată zona de incertitudine este mare, așa cum s-a văzut în Marea Britanie și în ceea ce privește viitorul Brexitului, așa cum s-a văzut și la votul din Parlament, la recentul vot din Parlament dat pe negocieri și pe planul Theresa May. Rolul poate, în primul rând, președinția Uniunii Europene implică și asigurarea noastră e că România va fi ceea ce noi numim un honest broker, adică un președinte de echilibru onest în raport cu variile interese ale statelor membre ale Uniunii Europene, militând în același timp pentru o soluție care să fie în interesul ambelor părți, și a Marii Britanii și a Uniunii Europene, și în același timp militând totuși pentru menținerea Marii Britanii într-o formă de cooperare cât mai strânsă cu Uniunea Europeană. Dar, repet, asta depinde și deocamdată nici eu măcar nu am vreo idee foarte clară care din scenarii va fi operaționalizat, fie că va fi a deal, o înțelegere cu Uniunea Europeană și nu știm în ce condiții, fie în termenii premierului May, fie... Dar credeți că România este pregătită să facă față unei astfel de provocări, cum da. Este Brexitul la momentul acesta? Da. Dar repet, noi aici nu suntem șefii Uniunii Europene, nici măcar pentru 6 luni. Noi trebuie să orientăm cumva dezbaterea, pentru că Uniunea Europeană este o sumă a voinței politice a statelor membre. Noi trebuie să orientăm cumva dezbaterea spre o soluție pozitivă. Și, sigur, la summitul de la Sibiu, când va trebui să, când probabil vom ști care este finalul acestui proces numit Brexit, va trebui să desenăm și perspectiva sau să contribuim la un desen al perspectivei relațiilor viitoare între Uniunea Europeană și Marea Britanie. Deci eu cam așa văd cele două roluri, în prezent și până la finalizarea procesului de Brexit, să încercăm să orientăm o soluție pozitivă și după să încercăm să creionăm un viitor pentru relațiile României cu Uniunea Europeană cu Marea Britanie. Va trebui în același timp și noi lucrăm la acest proiect împreună cu colegii din Ministerul de Externe Britanic, din Foreign Office, să ne gândim și la o formulă, dar aici mă refer strict la relațiile bilaterale, să ne gândim și la o formulă de, hai să spun așa, reinventare a parteneriatului strategic cu Marea Britanie, pentru că vechiul document era bazat pe statutul Marii Britanii ca membru al Uniunii Europene. Și atunci, acum va trebui să redesenăm aceste relații
pornind de la o altă realitate politică, anume că Marea Britanie va fi în afara Uniunii Europene, cu mai multe componente. Poate că putem adânci cooperarea economică mai bine, poate că putem să consolidăm cooperarea în materie de educație, poate vom semna într-un moment dat un acord militar pe baze bilaterale, dar asta este un proiect care probabil va fi finalizat în a doua jumătate a acestui an. Mă refer la proiectul reinventării parteneriatului strategic cu Marea Britanie. Da. Aș vrea să discutăm puțin și despre ceea ce mai înseamnă politica românească în astăzi. Dacă ar fi să caracterizați scena politică românească, cum ați caracteriza-o, cea de acum, din zilele noastre? Bun, eu am părăsit scena politică și am intrat în zona diplomatică și atunci am să încerc să mă exprim cu diplomație și cu delicatețe și cu echidistanța care mi este impusă de statutul meu diplomatic, ceea ce nu înseamnă că în calitate de analist politic și fost politician și demnitar n-am neapărat și opinii mai... Și de cetățean al României. Și de cetățean, sigur că da. N-am neapărat și opinii mai tranșante. Eu aș spune că sunt câteva lucruri care se observă Mai proeminent. În primul rând, ceea ce mă și îngrijorează, vă spun sincer, o profundă divizare a mediului politic și această divizare începe să se ducă în adâncul societății, cumva, să afecteze chiar și relațiile sociale, relațiile dintre oameni. E un fel de dialog absurd al surzilor, nimeni nu mai discută cu nimeni, există doar propagandă de o parte sau de alta în care argumentele nu mai conduc la soluții raționale, dar mai cu atât mai puțin la soluții consensuale. Ori, până la urmă, o societate e greu de gestionat în condițiile unei asemenea divize. Al doilea element care mi se pare destul de complicat este că societatea românească stă blocată de 3 ani de zile într-o dezbatere fără sfârșit pe o temă care, desigur, e extrem de importantă, dar ignorând practic ceea ce înseamnă dezvoltare economică, dezvoltare socială. Noi vorbim la nesfârșit despre justiție, despre parchete, despre servicii, despre statul paralel, despre legile amnistiei și grațierii. Bun, ok, nu știu. Poate avem numai juriști experți în România. Bun, nu știu, dar poate că pe agenda dezbaterii publice ar putea figura și alte teme, repet, legate de dezvoltare economică, de dezvoltare socială, de proiecte, de infrastructură. Nimeni nu mă interesează. Este un circ nesfârșit pe tema legat în principal de justiție, care într-un moment sau altul ar trebui să îi se pună punct. Poate se poate construi un consens al actorilor politici ca să ajungă la o soluție rezonabilă și acceptabilă. Pentru că, și aici ajung la a treia observație, din păcate, din acest punct de vedere, și acum vă spun cum se văd lucrurile
pic de la distanță. Noi ratăm, sau dacă n-am ratat deja, șansa de a fi campioni în Europa Centrală și de Est, de a arăta că suntem o țară stabilă, cu un stat de drept funcțional, cu progres economic, cu progres social, un partener care nu pune probleme, și asta s-a petrecut într-un ritm de degradare absolut accelerat, în care am ratat această șansă de a fi până la urmă, de a deveni noi un model pentru regiune. Suntem încet, încet retrogradați într-un pluton mai consistent de țări problemă sau cu probleme democratice, cu probleme de legalitate, și în loc să arătăm că, iată, la noi lucrurile pot să stea altfel, am ajuns să răspundem, să trebuiască să răspundem, eu vă spun și ca ambasador, la tot felul de întrebări despre de ce e așa, de ce nu știu ce, ce se pregătește, ce nu se pregătește, cum e cu asta, cu justiția, atacul împotriva justiției. Ei, mă rog, asta este o temă de reflecție pentru, până la urmă, decidenții politici, dacă nu au făcut cumva prin această dezbatere nesfârșită, sterilă, un foarte mare rău țării într-o perioadă complicată pentru Europa. Dar opoziția politică din România? Cum nu este vedeți? Rolul meu să mă exprim asupra opoziției. Dar avem opoziție. Puterii întotdeauna va exista într-o țară democratică opoziție. Poate că un pic de consistență și reorientare a dezbaterii ar fi de dorit. Dar prefer să mă mențin la un nivel general. Și pentru că m-ați dus în domeniul acesta justiției, cum vi se pare, tot așa de la distanță, cum spunea și dumneavoastră, tot acest scandal care a izbucnit în jurul șefii DNA, Laura Codruța Chioveș? Am văzut, acum este suspect, e o întreagă dezbatere, cine, ce, cum... Cum vedeți dumneavoastră nu doresc să comentez acest lucru, doar că până la urmă face parte din ceea ce v-am spus mai devreme, toată această acest never ending story pe tema justiției. O să fie complicat și pentru ei, dar afectează imaginea României această situație la nivel european, poate? Sigur că afectează imaginea României. E, mă rog, paradoxal, da? Ea totuși avea o imagine publică europeană relativ consolidată. Acum candidează la parchetul european, din ce am văzut noi, și a depus candidatura, este chiar în primii trei. Bun, acum, știți cum e, eu cred în principiu că orice român care poate obține o funcție de decizie la nivel european trebuie încurajat. E valabil și în ceea ce privește dumneavoastră, care are, bineînțeles, șanse încă la nivel european, la zona asta a instituțiilor, nu vorbesc de parlament sau de comisari, unde e un algoritm național, zona asta a agențiilor subordonate Uniunii Europene, a parchetelor, OLAF, ce știu eu, sunt o groază de instituții. Prezența românească e încă nesemnificativă. Europol, să zicem, și așa mai departe. Da. Domnule ambasador, eu vă mulțumesc pentru prezența alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Și eu vă mulțumesc.